ziceți, câte vreme o să continuați să tot veniți? Până să ține și până scăpăm de bătăți. Și de guvernul ăsta de PDL. Ați văzut mișcarea lui Raed Arafat? Dacă ați văzut mișcarea lui Raed Arafat care s-a întors la minister? Sunt foarte mulțumit că s-a dus înapoi, dar noi vrem să ne scăpăm de bătăți și de guvernul ăsta. Ați venit în fiecare seară la protest? Da, da. Și cât o să mai continuați să veniți aici? Păi acum să vedem, da, de curând, și mâine. Și mâine, și poi până găsim. Da, de scăpăm. Problema e că din 90, cum asta în părândă ei, când două însă un partid, alte două, altul până la gătat. Și ei fac cum au făcut în Biblie. Iisus Hristos cu a lui, de Iuda l-a trădat. Așa am fost noi la Revoluție, am fost la oaltă și la urmă, ce-au făcut de ei? Și dacă pică Băsescu și guvernul, ce vedeți în locul lor? Păi vedem să fie tineret. Aici să piară, toate partidele astea care au fost din 90, să nu mai fie niciunul. Vă gândiți la cineva anume? Păi cine își bagă candidatura? Să vedem, nu putem să zicem care s-a precis. Și să apreciem aia ăștia... Pensiile și pensiile să nu fie impozitate, asta cerem. Și TVA-ul să vină înapoi la 19 ani, la inter, asta ne trebuie. Și salariile să fie în funcție cu inflația, să crească în funcție cu inflația. Ați văzut și la Revoluția alaltă. Noi am fost la Revoluție ca și acum. Și alții s-au sculat din somn și au venit și totuși și au făcut revoluționar. Și beneficiază de bani. Să le fie tăiat numai la care... revoluționar? Nu m-am trecut. Eu mie nu-mi trebuie. Eu am fost la revoluție, dar nu-mi trebuie nimic. Am fost pentru țară. Dar aceștia proști care au dormit, o cerut să le dea bani și tot. La tot să le dea și să rămâie numai care au fost răniți, dar să se vadă că e...